Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Astăzi o să-ți arăt și ție cum îți poți verifica online valabilitatea inspecției tehnice periodice, adică a ITP-ului. Este o aplicație online și poți verifica și tu treaba asta în câteva minute. Hai să vedem! Asistență rutieră, tractare, depanare, plus mașină la schimb, un vis deveni realitate la doar 75 de lei pe an. În cazul în care ești prima oară pe acest canal, eu sunt Cătălin de la Ritter.ro. Ok, hai să vedem despre ce e vorba. RARU are o aplicație online unde poți intra și tu să-ți verifici valabilitatea inspecției tehnice periodice, în cazul în care n-ai talonul la îndemână sau pur și simplu din curiozitate. Hai să vedem, să verificăm împreună o mașină. Așa, bun, deci intrăm în Google, hai să dăm verificare ITP online, bun, deci ăsta e site-ul, prog.rarom.ro/rarpol. Bun, ideea care este? Observ că îți poți verifica valabilitatea ITP-ului după seria cărții de identitate sau seria caroseriei, bun. Seria de identitate este o literă urmată de 6 cifre. O poți găsi pe talonul tău, mai exact la categoria X. Ok, hai să facem o probă. Aveam la îndemână un talon, hai să facem o verificare. Bun, deci trebuie să bagi codul CAPTCHA ulterior. Ideea care este? Că neapărat trebuie să pui minus aici între literă și cifre, pentru că altfel nu ți-o va găsi în cazul în care verifici după seria CIV. Bun, ok, hai să vedem ce se afișează. Vehiculul cu seria CIVM526434 este în evidență rar și figurează cu ITP valabilă până la 11 decembrie 2021. Deci a găsit mașina și ne-a arătat în mai puțin de un minut valabilitatea ITP-ului. Să vedem ce mai scrie aici. Cartea de identitate a vehiculului este documentul eliberat de Registrul Auto Român care atestă pentru persoana care o deține dreptul de proprietate asupra vehiculului și care conține date tehnice și de identificare ale vehiculului. Bun, important, pentru vehiculele care au seria caroseriei formată din mai puțin de 17 caractere, folosiți căutarea după seria cărții de identitate. Astea pot fi mașinile foarte vechi, Daci, am găsit eu cu serie de 6 sub 17 caractere, Aro, motociclete, ce mai sunt cu serie de 6 sub 17 caractere, remorci, cam astea sunt din cele pe care le știu eu. Actualizarea bazelor de date ce furnizează informații disponibile pe site se efectuează periodic. Bazele de date ale RAR ce cuprind vehicule cu inspecție tehnică periodică în termen de valabilitate sunt actualizate la un interval mult mai scurt de timp. Dacă chiar și după 24 de ore de la efectuarea ITP-ului, datele obținute în urma căutării nu corespund cu datele consemnate în anexa certificatului de înmatriculare, ne puteți semnala acest fapt prin transmiterea unei petiții. Aha, ok, deci dacă te duci la RAR și după 24 de ore de la efectuarea ITP-ului nu-ți găsești prelungit ITP-ul cu această aplicație, poți face o petiție tot la aici la RAR pe site. Da? Ai link de petiții și te duci și completezi. Uite, ai aici toate informațiile. Ok, ce informații ți se mai afișează aici? Bun, obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora în funcție de categoria vehiculului, revine deținătorului legal al acestuia. Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente. Vehiculele noi înmatriculate pentru prima dată în România nu se regăsesc pe linkul verificare ITP, deoarece acestea nu au fost supuse unei inspecții tehnice periodice.
Aha, ok, deci e valabil doar pentru mașinile care sunt matriculate în România și au deja carte de România și au trecut pe la RAR, evident. Ok, Registrul Auto Român vă oferă posibilitatea de a verifica dacă inspecția tehnică periodică valabilă a mașinii dumneavoastră a fost înregistrată în baza de date. Deci, super simplu, în câteva minute poți afla valabilitatea ITP-ului tău sau în cazul în care vrei să faci o petiție pentru că nu găsești prelungit ITP-ul, ca să spun așa, le poți adresa celor de la RAR această reclamație. Doriți să faceți o reclamație? Simplu și util. Da, deci salvați acest link, da, îl puteți salva în bara voastră de la browser, da, prog.rarom.ro/rarpol. Intrați aici, da, oricând vreți să verificați un ITP online. La orice mașină. Ideea e că pentru verificare aveți nevoie de seria de șasiu sau seria cărții CIV, iar pentru vehiculele care au seria, care o serie formată din mai puțin de 17 caractere, folosiți căutarea obligatoriu după seria cărții de identitate a vehiculului. Seria CIV, seria cărții de identitate, adică este formată dintr-o literă urmată de 6 cifre. O găsiți și pe cartea de identitate și pe talonul mașinii sau al vehiculului. Spune-mi, te rog, dacă tu știai de această aplicație a RAR-ului sau ai folosit-o în urma vizionării clipului meu, ți se pare interesantă, hai să discutăm mai jos în rubrica de comentarii. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă-mi și mie un like, un share, să vadă și prietenii tăi această informație. Îți mulțumesc că te-ai abonat, în cazul în care nu te-ai abonat, apasă acolo sus pe clopoțel pentru că vei fi primul care primește o notificare în momentul în care postez un clip nou și cine știe, poate acel clip ți se pare foarte interesant. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!